Cristian Paleru, unul dintre medicii implicați în dosarul șpăgilor de la Marius Nasta, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Pe averile uriașe ale medicilor implicați în dosar a fost pus sechestru. El și Corneliu Petreanu, doi dintre cei mai cunoscuți medici în chirurgia toracică din România, ar fi avut propria caracatiță formată din medici rezidenți și anesteziști. Operau doar dacă primeau mită de sute de lei, iar în cazul pacienților care nu aveau bani, spun procurorii, le cereau sticle de băutură, alimente sau chiar cupoanele de pensie. Și mergem chiar acum la colega noastră, Madalina Ignat. Madalina, care sunt ultimele date din anchetă? Bună seara, Sergiu, bună seara, doamnelor și domnilor. În acest moment, la Tribunalul Municipiului București se mai află medicul Petreanu Cornel Adrian, acasă la care știm deja că anchetatorii au găsit și suma de 50.000 de euro. Acesta așteaptă să vadă dacă și în cazul lui se va dispune măsura arestului preventiv pentru o perioadă de 30 de zile. Vorbim mai devreme despre faptul că anchetatorii au pus și sechestru pe averile celor doi medici. Vorbim despre sume uriașe de bani. În cazul unuia dintre medici vorbim de peste 100.000 de euro pe care procurorii i-au reținut, de asemenea de 2.120 franci elvețieni și 100 de lire sterline, iar în cazul celui de-al doilea medic vorbim despre 1.080 de euro, 9.130 de lei, 330 de dolari, dar și 1.150 de franci elvețieni. Știm deja și spuneai tu mai devreme că aceștia cereau de la pacienți bani pentru ca operațiile, și vorbim aici despre specializări de chirurgie toracică, să fie efectuate și de asemenea și în ceea ce privește controlele pre- și post-operatorii. Așteptăm să vedem așadar ce se va întâmpla și în cazul celui de-al doilea medic, și spun asta pentru că cei doi, iată, au fost propuși cu această măsură de arest pentru o perioadă de 30 de zile, ceilalți aflându-se, celelalte cadre medicale care sunt implicate în această anchetă, se află în acest moment sub control judiciar. Sergiu?